Bun găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Abordarea durerilor de cap, inclusiv a celor provocate de sinusite, în medicina energoinformațională. Concept, terapii, rezultate. Caracteristicile tehnologiei de mare precizie în tratamentul implantoprotetic. Rezultatele și cum vă convingeți copilul să meargă la dentist fără teamă. Într-o nouă rubrică, La dentist cu Dr. Leahu. Calitățile curative ale mugurilor de plop negru și rețeta unui demachiant natural, ieftin și bun. Noutăți, recomandări, curiozități din sănătate. Frigul și umezeala provoacă acutizarea afecțiunilor cronice care au ca simptom durerea. De la durerile de cap provocate de sinuzite la cele articulare, valul de suferință este chinuitor și trebuie tratat. Medicina energoinformațională le oferă suferinților care nu mai pot sau nu mai vor să se îndoape cu medicamente de sinteză, terapii fără contraindicații, reacții adverse sau efecte secundare, explică terapeutul Florica Munteanu. Pacienții care ne calcă pragul sunt pacienți care au probleme cronice, marea parte. Sunt pacienți care au multe probleme, au luat multe medicamente, caută o alternativă și chiar nu mai pot să administreze atâtea, nu mai poate chiar mucoasa stomacală, nu mai poate suporta medicamentația pe care a luat-o. Ce problemă de sănătate aveți? Am mai multe, dar acum pentru sinuzită, pentru sinusul rău, că sufăr de la 18 ani. Și vreau să scap de durerile de cap, mânzătura de ele. Printre simptomele sinuzitei se numără durerile intense de cap, chiar la nivelul feței, și senzația de presiune. De asemenea, pacientul are o senzație că nasul este plin tot timpul și că nu respiră cum trebuie. Unii simt o durere a întregului maxilar și au o stare continuă de oboseală, o ușoară amețeală și chiar dificultăți de respirație. Durerile de cap au însă și alte cauze. Problemele cu care ne confruntăm foarte des, mai ales că suntem încă în sezonul de trecere, avem foarte des sinuzite, dureri de cap frontale legate cu sinuzita, rinite alergice foarte mult. De ce ați apelat la biorezonanță? Ce v-a convins? M-am săturat de antiinflamatoare și nu mai suport să mai iau medicamente chimicale. Vreau să merg așa ceva pe naturist. Și am apelat aici să văd ce rezultate o să am și sper să fie bune, că nu n-am de ce să mă tem că nu o să fie ok. Se spune că durerile de cap vin când te aștepți mai puțin și dispar când vor. Intensitatea diferă în funcție de cauză, de gravitatea afecțiunii care are ca simptom durerea, dar și în funcție de structura fiecărui individ. Uneori, durerile de cap sunt suportabile, alteori sunt atât de intense încât te țintuiesc la pat. Potrivit specialiștilor, durerile de cap pot fi provocate de stres, de poziția greșită, de tensiune, dar și de afecțiuni precum sinuzita, problemele dentare sau cele oculare. Unele persoane au dureri de cap după un act sexual, altele după ce folosesc un anumit parfum sau deodorant. Nu este de neglijat nici durerea de cap care apare în urma asistării administrării de calmante, dar nici aceea care apare în cazul renunțării la cafea sau cola. În primul rând, durerile de cap frontale sunt cauzate, mai ales cele frontale. Bine, durerile de cap o să fie mai multe, vin și de pe ceafă, toată calota doare, partea stângă, partea dreaptă. În cazul, să zicem mai concret, avem des, mai ales în sezonul în care ne aflăm, dureri de cap frontale cu dureri occipitale. Durerile de sinusuri sunt foarte des întâlnite. Durerile de cap cu dureri occipitale și cu dureri cu dureri de maxilare chiar, da, sunt o nevralgie, să zic așa, sunt cauzate de curent, de vânt, de medicamentație administrată foarte mult și dantura. Bineînțeles că avem, sigur, noi lucrăm chiar, avem și programe prin care să lucrăm pe dantură, dar unde sunt probleme de stomatologie, pacientul chiar trebuie să se prezinte la stomatolog. Este important să se cunoască exact cauza durerilor de cap pentru a se alege
alege o metodă terapeutică eficientă. În terapiile prin biorezonanță, durerile de cap sunt abordate în mod special dintr-o perspectivă aparte. Nu totdeauna acolo unde este durerea, chiar trebuie să lucrăm, excepție face capul, dintre toate organele corpului. Pentru că de multe ori avem situația când pacientul se plânge de o durere pe partea dreaptă sau pe partea stângă, unde poate pancreasul sau splina este supraîncărcată și noi activăm prin programe de detoxifiere care sunt pe meridianul respectiv, pacientul simte deja o relaxare și o ușurare. Așa cum v-am prezentat și în alte reportaje privind terapiile prin biorezonanță, pacientul care recurge la această metodă de tratament este scanat și apoi diagnosticat energetic. După obținerea diagnosticului, în funcție de valorile comunicate de computer, este aplicată terapia propriu-zisă, care este personalizată în funcție de caracteristicile fiecărui pacient. În domeniul nostru, prin conectarea pacientului cu aparatul de biorezonanță Bicom Optima și programul ALES, așa cum vedem și pe ecran, practic se produce un schimb de informații și ați filmat foarte bine cum se produce, ca între două telefoane celulare, am mai spus-o, între pacient și aparat. Aparatul este un computer de analiză. Pacientul, fiind pe programul respectiv, din zona respectivă, transmite informația energetică în aparat, așa cum este ea, și normal că, dacă sunt probleme de sănătate, este un haos energetic pe care aparatul îl analizează, fiind un computer de analiză, după care îl echilibrează și îl dă pacientul, exact cum se vede în filmul de pe ecran, înapoi, îi răspunde, să zicem așa, la întrebare, înapoi așa cum poate prelucra organul care este în tratament al pacientului. Pentru că dacă computerul de analize ar da, poate, cum ar trebui, că nu totdeauna este cum ar trebui, care ar fi perfect ordinea energetică, în acest caz pacientul nu poate lucra pentru că organismul încă nu este pregătit. Deci, practic, terapia este personalizată în funcție de informația pe care pacientul o transmite în aparat. Aparatul o analizează, i-o dă înapoi, așa cum foarte frumos se vede pe filmul pe care l-avem la dispoziție pe ecran, și prin coloana vertebrală, respectiv prin măduva spinării, îi transmite înapoi informația în zona organului în tratament. Informații importante pentru dumneavoastră privind noul concept de redare a funcționalității danturii cu ajutorul tehnologiei de mare precizie. Ce metode puteți folosi pentru a vă convinge copilul că medicul dentist nu este bau-bau, ci prietenul lui de nădejde? Într-o nouă rubrică La dentist cu Dr. Leahu. Bun găsit! Implantul dentar reprezintă cea mai bună soluție pentru dinții lipsă. Tratamentul implantoprotetic cu ajutorul computerului reprezintă un nou concept de restaurare a danturii și este bazat pe o tehnologie de înaltă precizie pentru rezultate estetice, eficiente și cu o durată mare de viață. One Day Implant este un concept de chirurgie computerizată, de chirurgie asistată de o planificare prin calculator, care presupune mai întâi realizarea unei amprente, a unui mulaj la nivelul zonei edentate, adică a dinților care lipsesc, după care respectivul mulaj se toarnă și se transformă într-un model pe care îl scanăm și cu ajutorul acestor informații și suprapunând cu fișierele de tomografie computerizată, avem toate informațiile necesare pentru a realiza amplasarea optimă a implantului la nivelul osului, dar și o restaurare protetică provizorie, adică unul sau mai mulți dinți în funcție de numărul de dinți care lipsesc, pe care îi putem avea gata în cabinet înainte de a începe propriu-zis intervenția chirurgicală. În prima vizită se realizează aceste înregistrări, tomografia computerizată în mușcătură și respectiv se realizează amprentele și modelele de studiu, acestea se scanează și prin intermediul unui program, unei platforme electronice de vârf, se realizează o suprapunere a imaginilor de tip STL, a fișierelor care se referă
la scanarea modelelor cu tomografia computerizată care ne oferă informații legate de substratul osos. Practic, astfel cunoaștem dimensiunea spațiului dintre dinți atunci când avem de-a face cu o edentație, rapoartele cu dinții vecini, rapoartele cu țesuturile moi, nivelul gingiei și dimensiunea viitoarei coroane și forma pe care aceasta trebuie să o îmbrace pentru a avea un efect estetic foarte bun, dar și o funcționalitate optimă. Odată realizată această planificare de tratament, pentru a transpune toate informațiile în practică, se pregătește intervenția chirurgicală prin confecționarea unui ghid chirurgical care se printează stereolitic. Ghidul chirurgical este asemănător unei gutiere care se așează pe dinții vecini și cu ajutorul unor truse speciale cu freze cu lungime prestabilită, practic se realizează pas cu pas intervenția chirurgicală. Prin intermediul acestui ghid chirurgical nu există posibilitatea de a modifica poziția implantului dentar intraoperator. Frezele cu lungime prestabilită direcționează foarte precis ceea ce am măsurat noi la nivelul tomografiei computerizate, astfel încât planificarea se transpune în practică printr-o chirurgie atraumatică, o chirurgie mult mai simplă, atât pentru medic cât și pentru pacient. Intervenția scurtează timpul de lucru, deoarece nu mai este necesar de fiecare dată să îndepărtăm gingia, pacientul are o recuperare mult mai rapidă, nu există durere, nu există tumefacție după această metodă și avem o amplasare precisă și optimă a implantului dentar, luând în calcul toți parametrii pe care implantul va trebui să îi aibă în raporturile următoare, adică, în primul rând, calitatea și cantitatea osului, raportul cu gingia, distanța față de dinții vecini, emergența implantului față de viitoarea restaurare protetică. Astfel încât, chiar și de-a lungul timpului în masticație, forțele se vor transmite în axul lung al implantului, ceea ce în timp demonstrează că se menține mult mai bine osul în jurul implantului și gingia la nivelul restaurării protetice. Așadar, ceea ce aduce nou acest concept este planificarea poziționării implantului dentar în funcție de dimensiunile și estetica optimă pe care o dorim pentru dintele sau dinții pe care trebuie să îi înlocuim. În acest fel, practic, se face gândirea chirurgicală după ce au fost planificate protetic dimensiunile dintelui, amplasarea în raport cu dinții vecini, pentru a obține rezultate atât estetice cât și funcționale pe termen lung. Mersul la medicul stomatolog poate fi o experiență destul de neplăcută pentru cei mici. De cele mai multe ori, scaunul stomatologic le poate crea stări de panică micilor pacienți, făcând imposibilă intervenția medicului dentist. De aceea, ne-am gândit să vă oferim câteva sfaturi pentru ca cel mic să poată merge la medicul dentist fără frică. Cu cât îl convingem mai repede sau cu cât convingem adulții mai repede să aducă copilașii la dentist, cu atât este mai bine. De ce? Ei au o capacitate uimitoare de a se adapta și de a învăța lucruri noi. Cu cât este mai mic copilul, cu atât reușim noi să-l învățăm și să-l adaptăm la un mediu primitor. În felul acesta punem și bazele relației medic-pacient. Copilului o să-i fie mult mai ușor să aibă grijă de igiena lui și de dinții lui, plus o să aibă impact pozitiv asupra sănătății lui viitoare. Avem și metode prin care putem să-i alinăm copilului frica, prin halosedare, care este un protoxid de azot combinat cu oxigen. Cea mai importantă aspect al acestui tip de procedură este că nu se metabolizează în ficat. El se elimină la nivel pulmonar imediat după ce am încetat administrarea de protoxid. Deci este o metodă minimă, blândă și non-toxică. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun. Calitățile curative ale mugurilor de plop negru și un demachiant natural ieftin și cu efecte excelente la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Apoi, noutăți, recomandări, curiozități din sănătate. Imediat după publicitate. Rămâneți cu noi!
mugurii de plop negru. Secreția acestor muguri mai este numită și propolis vegetal, grație principiilor active pe care le conține. Sunt preferații albinelor care extrag din ei substanța de bază pentru fabricarea propolisului. Cert este că remediul din muguri de plop negru are efecte curative într-o mulțime de boli. Din câteva ingrediente la îndemână în bucătărie, vă puteți face un demachiant natural, ieftin și bun. Calitățile curative ale mugurilor de plop negru și rețeta pentru demachiant natural la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Vă propun să vorbim astăzi despre plopul negru, mai exact despre partea folosită în scopuri terapeutice și anume despre muguri. Pentru tratamente, mugurii de plop negru pot fi recoltați în martie și aprilie, de preferat înainte de creșterea frunzelor. Au formă alungită, sunt brun la culoare, lucioși în exterior și lipicioși și rășinoși în interior. Au un miros plăcut și gust amărui și secretă o substanță numită și propolis vegetal. Secreția mugurelui este antibacteriană, antifungică, antiinflamatoare, antiseptică, antivirală și antifebrilă. De asemenea, remediul din muguri are efecte diuretice, depurative, hemostatice, calmante și cicatrizante, inhibă dezvoltarea tumorilor, ajută la regenerarea țesuturilor, reglează activitatea hormonală și stimulează sistemul imunitar. În tratamente, mugurele de plop negru se poate administra sub formă de pulbere, tinctură, ceai ori unguent. Pulberea și-a dovedit efectele curative în cazurile de gripă, viroză respiratorie, amigdalită, dureri de cap, reumatism, gută, ulcer gastric, enterite, colite de fermentație, toxinfecții alimentare, afecțiuni hepatice și biliare. Tinctura de muguri de plop negru este eficientă mai ales în infecții ale aparatului urinar, inclusiv cistite. În cazuri de hemoroizi ori fisuri anale, se fac băi de șezut cu cei de muguri de plop negru și coada șoricelului. Este important de știut că s-a constatat efectul benefic al mugurilor de plop negru și asupra tumorilor canceroase, inclusiv a cancerilor de piele. Băile în care se pune cei de muguri de plop negru ajută la menținerea stării de sănătate și susțin sistemul imunitar. Atenție! Astfel de băi sunt contraindicate persoanelor cu afecțiuni cardiace. Tot la capitolul contraindicații, tinctura de muguri de plop negru nu se administrează în cazul persoanelor cu gastrită hiperacidă, ulcer gastric și duodenal, hepatite și steatoză hepatică. Atât despre mugurii de plop negru. A sosit momentul să ne ocupăm de frumusețea tenului și vă propun astăzi un demachian natural, ieftin și eficient. Ca să îl preparați, aveți nevoie de un pahar de iaurt simplu, natural, o jumătate de pahar de suc de roșii proaspăt stors și de o lingură de sevă de aloe vera obținută din frunzele zdrobite ale plantei. Demachiantul natural astfel preparat curăță perfect tenul, protejează pielea și o catifelează. Ne apropiem de finalul rubricii și a sosit momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că brânza tofu este un aliment tradițional din China care se obține prin închegarea laptelui de soia? Cercetătorii au ajuns la concluzia că pe lângă faptul că este un aliment sănătos, tofu are și calități afrodisiace. Știați că puiul la cuptor iese mai fraged, mai gustos și mai aromat dacă înainte de a-l pune în tavă îl ungeți cu zeamă de lămâie și îi puneți în interior câteva felii cu tot cu coajă? Știați că cele mai multe femei înregistrează o creștere a libidoului înainte de menstruație? Atât pentru astăzi, rubrica noastră a ajuns la final. Până la o nouă întâlnire, eu vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate! Medicament nou pentru diabetul de tip 2. Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la atracția fatală a internetului. Pare ciudat, dar problemele colonului dau dureri de cap. Toate acestea în rubrica Noutăți, Recomandări, Curiozități.
Comisia Europeană a aprobat autorizația de punere pe piață a unui medicament nou destinat tratării diabetului de tip 2. Medicamentul se administrează o dată pe săptămână și este indicat în monoterapie atunci când tratamentul cu metformina este considerat inadecvat din cauza intoleranței sau este contraindicat, precum și în combinație cu alte medicamente antidiabetice. Noul tratament aduce beneficii sistemului cardiovascular și previne semnificativ nefropatia diabetică. Medicamentul se administrează cu ajutorul unui stilou injector cu doze multiple preumplute. Autorizația de punere pe piață a tratamentului este valabilă în toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, prin urmare și în România. Va ajunge însă la dispoziția pacienților cu diabet din a doua jumătate a acestui an, după aprobarea unui nou dispozitiv de injectare optimizat. Dependența de internet, boala secolului, cum mai este numită, ar putea fi introdusă în categoria tulburărilor psihice, anunță Organizația Mondială a Sănătății. Printre cei mai expuși în acest sens sunt copiii. Potrivit psihologilor, aceștia devin agresivi când li se interzice accesul la internet. Un studiu făcut de Societatea Pediatrică Academică din Statele Unite demonstrează că dependența de gadgeturi afectează și copiii cu vârsta de până la un an. Pe lângă tulburările psihice care apar, utilizarea telefoanelor, tabletelor și laptopurilor provoacă dureri ale mușchilor gâtului. În cazul copiilor, se ajunge la deformarea coloanei vertebrale. Știați că afecțiunile colonului, indiferent că sunt de natură structurală sau funcțională, duc la încărcarea cu toxine a organismului, stare care poate provoca dureri de cap? Pentru a evita astfel de neplăceri, la care se pot adăuga probleme mult mai grave, cum ar fi afectarea altor organe și sisteme, este bine să adoptați un stil de viață sănătos. Mâncați ponderat, faceți mișcare, controlați stresul. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!